Trioved și Asociația Grup Civic au dat mâna. Aceștia au desfășurat duminică o campanie ce a vizat atât ajutorarea animalelor, cât și a oamenilor. Ideea de a colabora i-a venit chiar lui Daniel Bejinariu, medic la Trioved și cunoscut pentru faptele voluntare pe care le face în binele animalelor. Acesta a declarat că s-a inspirat de la prietenii săi din Germania, de unde primește adesea cadouri pentru animăluțe și familiile provenite din medii defavorizate. O astfel de campanie este nou introdusă în regiunea Moldovei, deoarece doar în capitală mai există o astfel de colaborare între cei care ajută animalele și cei care ajută oamenii. Noi am avut un proiect de educare a populației privind bunăstarea animalelor și sterilizarea animalelor. De fiecare dată când mergeam de la sate, din mediul rural, de fiecare dată când mergeam în aceste sate și vedeam animăluțele, în spate erau case dărâpânate, copii necăjiți, pe care încercam să-i ajutăm, dar nu aveam experiența necesară, resursele necesare. Și atunci, cunoscându-l și văzându-l pe Daniel în mediul online, am zis să colaborăm, să facem un proiect foarte frumos, o colaborare frumoasă, noi ajutând fără niciun fel de modestie cel mai mult animăluțele în Botoșan, cele de pe străzi, Daniel fiind la fel cel mai prezent și cel mai bun pe asistență socială din Botoșan. Și atunci cred că unirea forțelor în asemenea proiecte sunt mai mult decât binevenite. Sincer, la primul telefon când l-am primit de la domnul doctor a fost așa o bucurie. Să zicem că mi s-a îndeplinit un vis, că mergând prin satele sărace ale județului am descoperit de foarte multe ori că nu numai copiii sau oamenii suferă, sunt și niște animăluțe și mi-a fost frică să spun să încerc eu să le ajut și pe ele. Am zis că poate nu reușesc să le ajut și pe ele. Și când mi-a dat domnul doctor un telefon și mi-a zis despre acest proiect, am fost mai mult decât încântat. 15 familii din comuna Mihălășeni au fost plăcut surprinse de voluntarii botoșeneni. Au primit produse alimentare, hăinuțe pentru copilași, jucării, iar animăluțele au primit și ele daruri. Căței care nu aveau cușcă au primit un acoperiș deasupra capului din partea băieților, au fost hrăniți și au primit iubire de la oameni noi. Sătenii s-au bucurat enorm și pe buzele a apărut un zâmbet înduieșător. Am fost în comuna Mihălășeni, am ajuns la 15 familii. Noi am dat hăinuțe, jucării, alimente, dulciuri și încălțăminte la copii. Bineînțeles, hăinuțele sunt chiar de la domnul doctor, pentru că el a primit un cadou din partea prietenilor din Germania și le avea. Eu numai le-am luat de la dumnealui și le-am selectat, le-am pregătit pe vârste. Și, de asemenea, toate animăluțele care au fost în ograda celor 15 familii au fost ajutate cu mâncare. La unele dintre ele au primit și cuști căței, spre exemplu. De asemenea, băieții de la Trioved au introdus în familia lor alte trei sufletele, două cățelușe gestante și un mascul. Educarea oamenilor la nivel rural privind animăluțele, că ziceai de boabele de porumb, așa este, mănâncă porumb. Nu vrem să fim, nu știu, extremiști, să îi punem să elibereze câinii din lanț, deși așa ar fi normal, da? Dar e deja prea mult pentru mediul rural. Și atunci, prin simplu fapt că le explicăm ce este o sterilizare, prin simplu fapt că le propunem ca lanțul să aibă încă 50 de centimetri în plus, da? Chiar am luat o cățelușă pentru că stătea efectiv în 20 de centimetri de lanț, sub coșerul cu porumb, da? Și am luat-o cu noi în vederea adopției și de a o face față de oraș, da? Doamna a vrut să o dea, avea foarte mulți căței. Daniel Cășlariu povestește că în timpul acestei campanii, momentul care l-a marcat este îmbrățișarea dintre doi frați. Aceștia s-au luat în brațe și săreau în sus de bucurie pentru darurile primite. De obicei, multe dintre familii se rămân așa un pic surprinși pentru că nu prea sunt ajutați nici de comunitate, nici de asistența socială, pentru că este o mare problemă cu asistența socială. Și când ne văd, de obicei sunt foarte entuziasmați. Chiar am avut o întâmplare acum în campania aceasta, după ce ne-am terminat noi treaba, să spunem așa, la familia respectivă, am lăsat hăinuțele, jucării, alimentele, domnul doctor a hrănit
animăluțele. Când am ieșit pe poartă, ne-am suit în mașină, am observat că cei doi copii s-au luat în brațe și săreau un sus de fericire. Daniel Bejinariu, medic la Triovet, face încă o dată un apel către botoșenenii care ar dori să-i fie alături ca și voluntari. Îi sfătuim să facă cât mai mult voluntariat, așa cum facem și noi, și dacă noi putem, cred că oricine poate, eu de părerea asta sunt. Sunt oameni care au puțin timp și care ar putea să-l valorifice în sensul acesta. Fie pentru oameni, fie pentru animăluțe, tot un scop nobil. Băieții promit că nu se vor opri aici cu această campanie și vor colabora de acum înainte pentru binele animalelor și al oamenilor.